Bună ziua, sunt Madea Xinciuc de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. În 2010 am înființat, alături de colegii mei de la Universitatea din București, programul masteral de studii religioase, texte și tradiții, un program recent, primul de acest fel din țară, care are în vedere studiul neconfesional al marilor tradiții religioase ale lumii. Studiul neconfesional, academic al unei tradiții religioase, înseamnă să-i redai demnitatea, să o așezi pe același picior de egalitate cu toate celelalte tradiții, la fel de importante, la fel de nobile, care spun despre tot atâtea căi prin care sufletul omului reușește să ajungă la divin. Vă așteptăm, indiferent de facultatea absolvită, să ne călcați pragul. Există două sesiuni de admitere în acest an, o sesiune în luna iunie, o sesiune în luna septembrie, așadar vă așteptăm să fiți alături de noi în această călătorie extraordinară pentru a studia marile tradiții ale lumii. Studiul neconfesional al unei tradiții religioase înseamnă să renunțăm la prejudecata cultivată îndeopște în mediile academice europene privitoare la supremația sau superioritatea religiilor abrahamice ca religii monoteiste. Ei bine, taoismul, hinduismul, budismul sunt judecate drept inferioare doar într-o perspectivă politică. Ele nu sunt sub nicio formă religii idolatre sau politeiste, așa cum se încearcă să ni se sugereze. Vă recomand în acest sens o carte comoară și anume cartea atribuită lui Lao Tzu, carte întemeietoare a taoismului, Tao Te Ching, o lucrare tradusă în limba română din limba chineză de traducătoarea Su Yan, care trăiește la București, este o bună cunoscătoare a limbii române și care, iată, ne oferă o traducere extraordinară din chineza veche. Pentru a vedea cum Tao este înțeles ca principiu, principiu al lumii, principiu al tuturor lucrurilor, voi ilustra cele spuse anterior prin capitolul 25 în traducerea lui Su Yan. Există ceva nedeslușit care a luat naștere înaintea cerului și a pământului. E fără sunet, e fără formă. Acest ceva este de sine stătător și nu se supune schimbări, se învârtește, dar nici când nu-i ostenit. Poate fi socotit mama cerurilor și a pământului? Eu nu îi știu numele, îl voi numi Tao. Mă străduiesc să-i găsesc un nume și aș zice Marele. A fi mare înseamnă a zbura fără opreliști. A zbura fără opreliști înseamnă a ajunge departe. A ajunge departe înseamnă a se întoarce la începuturi. Așadar, Tao e mare, cerul e mare, pământul e mare, omul e mare. În lume sunt aceste patru lucruri mari, iar omul este unul dintre ele. Omul urmează legea pământului, pământul urmează legea cerului, cerul urmează legea lui Tao, iar Tao își urmează sieși. Iată autosuficiența principiului, nu? Principiul de nenumit, principiul întemeietor. Sigur, recomand această carte care, în șiragul de cărți rare ale lumii, este cu adevărat o nestemată. Aș încheia prin vorbele lui Lao Tzu din finalul capitolului 70. Omul sfânt îmbracă haine ponosite, dar în sân ține jade.